Salut! Fiecare colțișor al planetei noastre ascunde secrete care așteaptă să fie dezvăluite, iar fiecare descoperire întâmplătoare poate fi o ușă spre o lume nouă. Astăzi vom merge într-o călătorie plină de descoperiri neașteptate și uimitoare. Veți fi impresionați de cele văzute și vă veți uita la lume dintr-un alt unghi. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Iată încă un reprezentant al lumii subacvatice care are un chip prea drăguț. Doar uitați-vă cât de mare și unic e acest loc. Planeta noastră e totuși un loc magic. O familie din India a descoperit un șarpe de mărimi incredibile, în propria curte. Frica lor nu avea limite. Și nu e uimitor! Uitați-vă cum se comportă un material încălzit până la temperaturi mari. Wow! Încă un fire show folosind de data asta un tractor obișnuit. Sigur va rămâne o amintire frumoasă atât pentru copii cât și pentru maturi. În lumea acvatică trăiesc niște creaturi incredibil de frumoase, care nu îi răsfață atât de des pe oameni cu prezența lor. Dar dacă tot se arată, atunci nu poți să iei privirea de la ele. Nici nu pot să-mi imaginez cum se înghesuie acolo sub această carapace aceste două țestoase. Oricum n-ar fi, sigur nu le este plictisitor, căci mereu au cu cine discuta. Această mașină parcă a nimerit în lumea reginei de gheață și a rămas acolo pentru totdeauna. Ce să mai vorbim despre balene și alți locuitori subacvatici, dimensiunile cărora sunt nu doar impresionante, ci chiar șocante. V-am spus, doar uitați-vă la acești copaci care transformă totul în jur într-o poveste de iarnă. Dis de dimineață, după valurile nocturne, poți găsi pe plajă o mulțime de chestii interesante. Aș fi păstrat asta în colecția mea, la sigur! Când natura are o dispoziție bună, poate să creeze ceva neobișnuit și unic. Iată dovada! Natura noastră e o artistă care încearcă să dea viață chiar și celor mai neobișnuite lucruri. Un stol întreg de păsări verzi s-au adunat lângă casa cuiva. Cum să le treci cu privirea și să nu le admiri? Iată încă un exemplu. Acest pui de umidă care pare că nu s-a născut în corpul lui. Vouă cu ce vi se aseamănă? Peștele parcă a nebunit, dar câtă bucurie se citește pe fața turiștilor. Cât unii urmăresc ce se întâmplă, alții chiar încearcă să își prindă câțiva pentru cină. Niște oameni care se odihneau pe o plajă din Florida au găsit un adevărat monstru marin. Desigur că au fost uimiți. Această creatură transparentă sigur a fost prototipul monstrului din Alien.
Șerpii cu două capete sunt o anomalie în sălbăticie, dar dacă sincer arată mai drăguț decât rudele lor obișnuite cu un cap. Se creează impresia că un monstru al noroiului abia așteaptă să iasă la suprafață. Vă avertizez din prima, dacă aveți arachnofobie, mai bine închideți ochii pentru câteva secunde, ca să nu vă traumați psihicul. Se pare că natura a decis să-și atribuie rolul de pictor și să-i ofere copacului niște culori mai speciale. După cum vedeți însă, nu fiecare anomalie arată drăguț. Pe unii reprezentanți ai faunei îi desfigurează dincolo de recunoaștere. Nimeni nu se aștepta că se va crea un fel de mini-tornado, care se va transforma într-un fire show. Arată hipnotizant. Uneori e îndeajuns doar o singură atingere ca să se întâmple magie, iar alteori e îndeajuns doar să știi legile fizicii. Iată, așa ceva se poate întâmpla în orice moment pe stradă. Important e să stai departe ca să nu regreți că nu ai rămas acasă. Chiar dacă videoul e grăbit, totuși m-am pus pe gânduri. Ce dacă păsările și animalele sunt parte din ceva de ce nu avem habar? Oare ce s-ar întâmpla cu ele? Crabul nu avea șanse de scăpare în momentul în care această creatură a pus ochii pe el. Dacă îi are... Data viitoare, când atingeți ramura unui copac, aveți grijă. Poate să prindă viață brusc. Natura e o artistă și uneori creează niște opere de artă. Să fim de acord, arată incredibil. E fain să vezi cum această structură de gheață se sparge în sute de bucăți. Natura, cu siguranță, poate crea niște opere de artă. Iată, acest tab de specie șame se diferențiază semnificativ de rudele sale. Nu arată deloc atrăgător. Probabil că ați auzit despre baobabii, dar ați văzut tatuajele parazite de pe scoarță? Se pare că păsările se scufundă în masă pentru a-și dobândi hrană. Ei bine, să te califici din zburător în înotător nu-i niciodată târziu. Insecta care stă calmă pe copac arată așa de parcă a sărit dintr-o pictură. Sau totuși credeți că imaginația noastră îi desenează chip? Probabil că e cool să te simți dirijorul propriei orchestre de pești. Atunci când preferi să alegi lucruri mai mari care te ajută să ții distanța socială. Să nu vă mirați dacă veți ieși afară și veți dori să plecați la muncă cu automobilul dumneavoastră, dar veți înțelege că e ocupat de altcineva.
puteți să nu vă mirați de urmele acestea din zăpadă. E o practică obișnuită pentru lupii care trăiesc în Tibet. Nu mă gândesc că ați fi fericiți să întâlniți așa monstru lacom la plimbare. Cu așa metodă de spălare nu ai nevoie de niciun fel de lustruire. Economie de timp. Cineva va experimenta panică la vederea unui singur șarpe, iar aici au căzut ca zăpada pe cap, câțiva deodată. Dacă sincer, eu nu aș avea curajul să mă plimb atât de relaxat pe o suprafață nestabilă din pietre. Cine știe ce e sub ele? A fost neașteptat să găsească așa ceva într-un loc în care, de obicei, e pustiu. Probabil că ceea ce vedem acum are o explicație științifică, dar eu zic că seamănă mai mult cu un monstru marin. Voi ce credeți? Visul oricărui pescar sau a oricărui iubitor de pește. Fiecare a putut să meargă acasă cu o captură excelentă. Această mașină, pe lângă faptul că curăță orașul, îi bucură pe cei din jur cu curcubeu. Este foarte important să știi să te exprimi prin creativitate și nu contează ce ești, un om sau un simplu porumbel. Conducta de scurgere acum poate să respire cu ușurare. Văzând așa minune, s-ar putea să ne gândim că vedem o jucărie, dar nu, e un pește adevărat. Acest peisaj e incredibil. Mii de flamingo priviți de la înălțimea unui zbor de pasăre, de parcă te uiți la o mulțime de baloane roz. Acel moment când însăși vremea nu s-a putut determina ce vrea să facă și acum nu știi dacă să iei umbrela cu tine sau nu. Nu, nu sunt cadre dintr-un film science fiction, ci o insulă care se numește Lanzarote. Vulcanii s-au străduit ca zona să arate așa și acum acolo cresc vii. Seamănă cu un tablou pictat, dar nu, e realitate și această realitate este impresionantă. Biata pasăre s-a trezit într-o situație foarte neplăcută, dar ajutorul a venit de acolo de unde nici nu se aștepta. Ochiul diavolului din pustiul Gunei se afla în nord-vestul Chinei și văzându-l măcar o dată, chiar și pe video, nu îl veți uita niciodată, fiindcă arată incredibil. De ce să nu mai treacă din timp cât te joci într-un joc, regulile căruia le-ai stabilit chiar tu singur? Un adevărat fire show de la Mama Natură.
Da, iată ce poți să vezi pe lângă zona 51 din Texas. Apar întrebări. Multe întrebări. Fiecare va vedea pe cer ceva diferit. Cineva se va gândi la nori de formă ciudată, cineva la vreun fenomen neobișnuit, iar alții vor începe să vorbească despre teoriile existenței extratereștrilor. Se zice că apa și focul sunt două lucruri opuse, dar după cum vedem, în anumite circumstanțe, cumva se adaptează unul altuia și creează așa imagini impresionante. Băieții nu pot ascunde zâmbetele de pe față, fiindcă înțeleg că nu se vor întoarce cu mâna goală, deci ziua nu a trecut degeaba. Acest nor a apărut undeva deasupra statului Texas și desigur că toți au început să discute despre teoriile cu extraterestri și de vină e doar forma ciudată a norilor de pe cer. Nu e îndeajuns că mulți se tem de păianjeni, ăsta are și un aspect super ciudat. Ați văzut vreodată cum tarantula iese din propria piele? E un proces natural, dar nu arată prea bine. Să nu vă mai stresați data viitoare când mergeți la pescuit. Momeala nu e mereu necesară, e îndeajuns prezența voastră. Acești monștri au fost văzuți în Norvegia și au cucerit inimile martorilor oculari. Cineva a avut un mare noroc să vadă cu proprii ochi un asemenea fenomen al naturii. Ce e asta? Gaura ciudată s-a format chiar în mijlocul drumului, înghițind în sine toată apa. Interesant, cât e de adâncă? Sculpturile de gheață sunt nu întotdeauna create de om. Hei, ți-ai găsit o perucă faină, dar mai bine e să o dai jos. În China, nu demult a avut loc un festival în care au fost ridicați în slăvi dragonii, animale mitice care pentru chinezi sunt simbolul puterii. Arată incredibil! Acest cerc de gheață a fost observat din întâmplare de niște trecători. Arată ca un portal în altă lume. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la inimă!